din Paris. Vadim aștepta cu nerăbdare când va fi cel mai apropiat botez, pentru că rugăciunile unui grup special de persoane au ajuns la Dumnezeu și răspunsul a atins inima lui, care îl îndemna să facă pasul acesta. Amin? Amin. Vadim, ești fericit astăzi că ești în apa Iordanului simbolic? Eu făgăduiești, tu promiți ca să repui tot efortul, ca așa cum a fost îndemnați astăzi, să te urci pe munte. De fiecare dată când Dumnezeu te va chema, ca să primești puterii de la El să fii biruitor pentru viața veșnică. Da, Domnul să audă promisiunea ta. Mai bine zis, Domnul aude promisiunea ta și El te va ajuta. Amin. Dragă frate, Vadim, pe bază credinței tale, a dorinței și a promisiunii tale, te botez azi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.